Așa că, dragi prieteni, am revenit să iau vinul, așa cum am promis pentru doamna Marița, vinul care l-am avut promis de la prietenul meu de aceea, tot timpul, în fiecare an, îmi dă vinul din via, unde avem noi o vie la țară. Am venit cu Ionică și am luat vinul de sărbători, 50 de kg de vin. Vă, Ionică, ăsta e vinul, vezi că nu te merge camera bine. Acum am băgăm pe canalul de YouTube, că am venit să-mi iau vinul care... Nu te bagi mata, pune-mi pe alea. Hai, pune, pune, domnule, unde filmez. Uitați, fraților, vinul, ăsta e vinul. Pe care l-am avut eu aici pentru mine pregătit la un prieten de-al meu care îmi face tot anul și câte o damigeană de vin. La mulți ani, dragi prieteni, fane de la Straia, vă spun sărbători fericite și să auzi numai de bine. Ah. Hai, revenim, da, fraților. Bună, Fonică. Bună. Nu, sara Ioani. Ce faci? Mănânci eu și n-am odină de tine. Mărie, trimite-mă pe WhatsApp la soacră ta. Hai să vedem ce face tata unde e. N-am odină de tine. De ce n-ai odină? Cu frig în gură. Cu ce ăla? Cu frig. Cu frig. Zi. Uite, hai să ne uităm o țară la sobă, la noi în cameră. Păi ce, ai ieșit sobă? Păi da, cum să nu? Păi facem, faci focul la sobă? Da. Bă. E frig în camera mea. E frig. Uite, eu ne vezi? Să fac linii. Așa. Și mă duc și eu la taică-meu în vizită, că te împărci. Mergem prima dată la taică-meu în vizită. Mergem și la taică-tău să nu fie pe supărare. Și la urmă mergem și la al meu. Da? Da. Gata. Dar eu mă cam săturai astăzi pe cât umblai. Mă cam săturai cât am umblat. Hai să mergem, Ioni. Unde? La părinții noștri. Hai, la tăticu și la mămica. Eh, nu mai e baterie. Nu mai avem baterie. Trebuie să arăt la oameni ne puse rămânea. Surpriză. Astăzi, la Dilimanu. La Dilimanu, cum zice patroana. Așa? Și am cumpărat o centrală. Pentru cine? Pe lemne. Pentru mine, să pun pe salonul meu, pe bucătăria mea. Că eu n-am avut cu ce să mă încălzesc acolo. Păi cu curentul nu mai merge? Nu mai merge curentul. Cum spune Leo? Nu, facturi, facturile mari. Mi-a adus moș Nicolae, să vede? Nu se vede, e întuneric. Mi-a adus moș Nicolae factura de la curent. Ah. Da. Și tău ce face, Fanny? Cred că doarme. Fudești lua o damigeană de vin. Și să cam amiții. Gustă vreo două tripare acolo peste cap. Gustă? Două tripare. Gustă? Da. Se cam amiții și acum să trezi. Ești nu știau când fusele îmi plecat și când întorsărăm. Cum nu știi? Păi, el știe acum să trezi. Ba, chemai, da. Lumină, lămâie, n-ai beca aceea. Da. Păi rupim gâtul. E factura scumpă. Mai scumpă ca la mine, cred că nu-i. Ba, da. Ne plătim în orice lună. Mulțumesc, Dumnezeu, că eu nu mai plătesc. Tu ce faci, mamă, aceea? Eu vreau că-i... Sălcuță, sălcuță. Ah. A, uite că nu dormi. Stă în pat pe telefon, pipa lângă el. Pufi, ce faci, mă, urâtule? Ce te amețiști dintr-un pahar de vin, auzi fiul tău? Nu m-am amețit, dar... Acum te trezești în somn. Eu uite o trepare de vin. M-am apălat-o. Și? Cu cine te uși? Si, si, si. 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 Si
Haide. Ăsta e stăpânul cășii. Da, da, cum adică moare. Ce că a fost și din cauza că te gheră cine te gheră cu petarge afară. Bă, tu n-auzi cum zice tata, că ăsta are grijă de el. Și noi ai las nu. Și tu vrei să stăm și noi la picioarele tale toți? Nu. Păi dacă stăm așa murim și de foame și de fric și de... Păi băgai de mine și la mine și la copii. Hai, băgai. Te băg și la tine. Dacă mă omui. Nu mai cunoști nimic. Sălcuță, sălcuță, auzi, mama. Bună, mai din cașul. Hai sus. Șunii lugajul. Ce înseamnă șunii lugajul? Aude... Românul. Păi ce, ai furat lemnele? Ai furat lemnele? Nu, de la Silica, de la Jean. Papa. Papa Silica! Papa Silica, nu de mama, Gana. Pufi! Ce? Ce? Mă duc la taică, nu? Păi de ce? Mă chemă la el, că te e porcul. Păi acum, noaptea? Da. Merge și voi. Păi mă sună de azi dimineață, dar fuserăm noi la Severin. Aha. Aha. Uite că nu mă vine. Hai, revenim, dragi prieteni. Vă salut, dragi prieteni, vă doresc noapte bună și ne vedem dimineață la prima oră. Această femeie... Aceasta este soția mea. Nu. Dragi prieteni, este, Mărcuța este foarte bucuroasă. Da. De ce? A venit taică-miu acasă și cu maică-miu. Mi-a venit puterile acasă. Să trăiască, să fie sănătoși, dar eu declar război. Mulțumesc lui Dumnezeu. Știi cu cine declar război? Nu vorbi pe cu tine, cu tine personal. Nu. Tu să rămâi la mamă, dar și la tată, tu acasă, să dormi la ei, că m-a mințit că mi-a dus telefon. Nu te-a mințit. Unde e? Vine, unde? Unde e Storine? Vine pe drum. Telefonul? Da. Vine. Când? Zi publică, nu te vede nimeni aici. Luni. Nu te vede nimeni. E pe drum. E pe drum. Hai bine, gata, să fii sănătos, dau de beut. Da. Să aduc o oaie de la Mărin de 15 milioane, un butoi de bere. Când vine telefonul? Să aduci oaia mâine. Da. Să aduci banii pe foc, bă. Bălan de la fabrica de cărămidă. Gata, Mărin, așa facem. Tăgă-le, mama. Sunt cel mai bucuros că a venit Cruscul meu, domnul Sorin, la... Filmează, filmează-te până în noi. Da. Haideți să faci. Tu și acasă tot așa facem. A venit, a venit din Anglia, a adus 150 de lire, 150.000 de lire din Anglia. Pe n-am eu ce ați mus. Cu tabulanul pe el 50.000. Hai zic cât a adus. 50.000 de lire din Anglia. Să fie sănătos, să stăpânească norocos, să pună mulți pe ei. Și mâine să duce să ia un porc cu mine împreună. Să fii sănătos. Să tăiem. Să facem o mare ceroponie. Doamne ajută. Păi baba cărdela. Bagă ceapă, bagă. Păi tu ce ai făcut cu cărdela? Aici, că le-am de hăiți. Bă, ce halcanic ar trebui? Prindem halcanic. Rămâne și nebolan. Hai că mai 5 minute mai avem nevoie. 5 minute. Și a venit acasă bun, sănătos. Această ureche. La nepoțul lui. Chiradianul șa. Gata. Aceste femei sunt fericite. Peste 3 zile se ia de păi. Nu. Nora mea a venit acasă să facem sărbătorile de iarnă. Așa numai nicuie, prezint-o. Nora mea. Adică, soția cui? A lui Neluț. Care-i Neluț? Acolo. Sara meu, cum vine? Fratele meu. Așa, zi tu. Fratele meu. Așa. Tu cam te-ai obișnuit cu camera. Da. Deci cumnata mea, nevastă lui tatăl meu. Cumnata ta. Da. Stii să-i pun și un fănică, cere mămăligă și... Prea repede. Fratele ei, ghilimele, că eu nu te-n fiat. Tata, tu s-ar calo, că-i... Să mănânc și eu această ciupercă. Pe mine m-au înfiat. Ce mănânc și m-au luat din fiat.
Dragi fani, mi-am amintit ceva în direct acum. În direct mi-am amintit. Pe Lumina. Da, doamna Lumina. Stai jos și mănâncă, Ionica. Care a alimentat toate județele cu... Da, suntem toată familia aceea și... Care a alimentat toate județele cu... cu folie de rânză. Asta e bocă, cum mai amintit? Nico, piroaga la pe bălaga. Ne-a bălaga că a făcut evaziune fiscală cu Vagna. O, Nadie Dumaia. Cu Danca? Cu Vagna. Am avut bălandu 10 ture de Danca. 10 ture de Varza. Am venit Amie Dumaia. Da, prieteni, sunt foarte bucuroasă că a venit părinții mei acasă. Hai nu mai spune. Da, a venit părinții mei acasă, puterea mea acasă, a venit. Gata, mulțumesc lui Dumnezeu. Da, Luminsca, da, bisul. Pino, ce faci, domnul Bolanos? Uite, uite, și am tăiat porcii la domnul Sorin. Aceste femei? Da. Nu, că nu mai văd fără asta. E întuneric. Așa? Și am dat în noapte cu porci și cu această porci. Ce să mai zic? Nu avem voie să arătăm carnea? Arătăm așa un pic. Nu avem voie. Așa? Arată și restul. Ce e, ce e? Bă, dar unde-s porcii, bă, care te-ai arăt? Dar nu mai e nimic, mă! Ce? Acum veni să filmezi. Unde ai fost, Zua? Unde fusea eu asta? Ai venit târziu, am mâncat șoricul, am mâncat tot. Ai venit târziu. Mâine mergi la neamurile tale, doamna Gabi. Da, uite, sunt aceia la neamurile. Nu, la neamurile ălea. Mâine ne ducem. Dar voi nu mergeți, parcă văd că nu mergeți. Cu toți mergem. Nu mergeți niciuna. Nici tu, nici tu, știu. Bojo. Poate avea la masă. Zi românește! Dacă am mașină, mă duc. Domnul Sibianu? E plecată. Unde? E în delegată. Delegată? E delegată. E în delegată, mă. E în delegată. Salută, Fanny Mărguță. Până seara, Ioni. Hai să pun plitul. Până seara, așa. Toată lumea. Așa. Am venit la taică-tău. Să nu se vadă ochii mei roșii. Am venit la taică-tău, da? Păi ce ai băut aseară? Ce faci la taică-tău? Ne ții în frig? Nu ne pregătiști nimic? Nu. Unde e grătarul? Unde e pomana porcului? Uite ce face bulanuț. Privești. Uite, veni la taică-meu și mă bag acum direct la carne. Hai să vezi cum dau sare. Unde e grătarul? Acum, uite aici. Ia uite-l în spatele tău. Ia să vedem ce ai acolo, domnul Sorin. Nea Rămică? Da. Nu se vede că e întuneric. Salută lumea. Ne-a prins noaptea cu doi porci. Asta e porci, să fii da. Sănătos, să-i mâncați. La mulți ani la toată lumea. Să fii sănătos și mata. Sărbători fericite, să trăiți toți. Doamne ajută la toată lumea. Băi, Ionică. Da, domnul Sorin. Uite ce pregătim aici pentru fanii. Pomana porcului. Hai, facem pomana porcului, uite aici. Lasă să-ți facă, că n-ai voie să arătăm așa carne crudă. Uite, aici avem pentru grătar. Bravo. Pă, grătarul e leșinat. Acum vin în cărbunii. Păi cum? Bă, Marcuță! Bă, grătarul ăsta e mort! Ce dracu ai oameni de urmă, doar ăla? Nu că a fost foc în grătar. Bă, mă chemaș la taică tu să mâncăm și nici focul nu-i făcut la grătar. Nu mâncai la Severin să mănânc aceea, mâncai 3 metri de șurici. Tu te ia și tu un sac de cărbune, bă. Tu te ia și tu un sac. Aceea se face pomana porcului. Da. Adică la noi, cum se spune la noi, teafi. Teafi, teafi romaii. Teafi romaii. Da. Pe gaștia. Da, adică. Îl rog pe Fane Cruz cu Marița să vină încoace. Da, vin. Da, că și noi am fost la ei când a tăiat da, porcii. Vin. Din păcate eu n-am fost, dar are ce să caute la mine. Păi dacă nu știa că nu vine în seara asta. Eu am fost plecat în Anglia când a tăiat el porcii. Dar ce fane astăzi? Eu îl filmai.
Așa. Mă luă de acasă, că am venit, am ajuns la 2 dimineața acasă. La 8 mă sună, Ioane, hai cu mine, până la mine. Când mă duse la el, era deja beat, beuză 3-5 de țuică fiartă. De dimineață. Și a luat 50 de kg de țuică ieri. Bă, răm să-l sun, să-mi aducă și mie 2 tine. Da, nu-i problemă, că am luat și eu 50. Aaa, până astăzi, astăzi, cu 2 tine, bă. Astăzi, hai cu Mărcuță! Mine, hai du-mă la Giro, bă. 2 tine de țuică, nu puteai fiartă și mie. Da, da, ascultă-mă, astăzi, când mă duse și eu la ei, eu l-am mințit. Bă, tată, hai du-mă la Giro să-mi iau o damigeană de vin. Mă duse cu el la Giro, l-o damigeană de vin și atâta probă făcu acolo, trei pare din radia de mare, când l-a dus ei acasă era... Damigeană de 50 de litri. Da. Ce mă, că-l trimit eu, păi, să nu știu din ea. Păi să-l trimite la noi, să vezi ce vin avem noi. Păi ia puteți coate oală de vin. Da, am desfăcut o damigeană de 50 de litri acum. Să fii sănătos. Da. Să veniți cu toții, la pomana porcului. Arabe, tu filmotul. Această femeie, românește, românește. Da. Ce da? Uite aici fac pomana porcului. Bravo. Fac grătărel, mămăliguță, că nu mai iasă tuciul ăsta, nu vezi că rămasă. Ei, facem mâncare tradițională. Bravo, bravo, bravo. Da. Aici ce facem pomana porcului? Dăm drumul la grătar. O mămăligă. Unde surine? Zici ceva și tu pentru fani. Că numai când le-a terorizat fata ta, tatăl meu și mama mea, tatăl meu și mama mea, zici și tu ceva pentru lume, să te audă lumea. Salut lumea, să fie sănătoși toți fanii, alufanii, să fie sănătoși, sărbători fericite. Hai gata. Să fie... Păi, hai gata. Uite ce facem aici. Uite ce facem aici. Bă, dar e cam mic tuciul ăsta. Uite, bă, acum, mic, dar adun. Aici așa. Aici așa? Aici așa. Bucăți mari de carne. Uite, bă, Ionica. Facem o mălică. Uite, bă, Ionica, n-am muncit destul. Ia zi, mâine mergi, mergi cu mine. Unde? La neamurile lui doamna Rădurească, la domnul Giula. Da. Giula. Eu da. Mâine mă duc. Mâine suntem invitați. Ce ce e, la la Severin. Avem un loc de mare acolo la Severin. Mijou. La nepoții mei. Dar îmi dai 200 de lire, că nu mai am bani. Da, mă, nu-i problemă. Cheltui chetele pe mine, 100 de milioane. Ne așteaptă băieți acolo. E o logon acolo. Trebuie să luăm nora de acolo, de la... Mâine e logonă, da, vorba. Mâine e logonă, da, vorba. M-a sunat el de aseară, ne-a sunat. Tomneală, știi? Dar trebuie să intrăm, trebuie să vorbim cu fanii, trebuie să vorbim cu valii de la... Prânșorii. De la prânșorii. Trebuie să luăm nora mai multe, știi, că aia de acolo, de la Magdiru. Și e neamurile mele, te rog frumos. Păi verișorii tăi, normal. Da, tocmai voi trebuie să mergeți acolo, să vorbiți acolo, să luăm nora și noi mai repede, știi? Da. Că vine timpul să plecăm. Unde? Plecăm să facem bani, toată lumea. Ia uite ce muțește această femeie. Acesta om, ia uitați, ia uitați. Facem nuntă mai repede acolo. Ducem porci, ducem băutură la... Zic cu tupeul, că nu ne aude nimeni aceea. La istrage, toată lumea. Nu, nimeni nu ne vede aceea. Da, la istrage de la Magheru. Trebuie să vorbim cu el, să-i dea nora mai repede. Da. Și facem nuntă frumoasă. Aceasta e cumnata mea. Mănâncă biscuiți. Bă, nu mă uit așa în camera. Da, sincer. Zici, Sorine, ce facem mâine cu țigănii acolo? Și cu cine trebuie să vorbim noi? Cu pompilică ăla, mare. Nu mă lasă-l pe pompilică. Vali, bă, de la... De la Prunișor, cu vărul meu. Cu vărul tău. Da. Când plecăm mâine de la asta, intrăm noi la Prunișor. Nu, ăla ce spune, așa rămâne. Știi, el e șeful și părțenii strate și părțenii toți. Da, trebuie să vorbim cu el. Cu el trebuie să vorbim. Da. Trebuie să-i ducem... Ducem o sticlă de whisky, de albun. De whisky, îi ducem o oaie. De... Vedem cu oaie, că e frică afară și se înscălește. Ia mâna acolo și pe oala asta. Să dăm drumul aici la oală. Dar ce faci acolo? Să bag o țire un... Benzină! Uite, nu sfârâie oala asta! Hai, gata! Uite, nu merge oala asta așa cum trebuie, mă! Uite, băgăm aici! N-ai tâmpecului, uite pe ăla! Uite, mă, la mă, acolo! Să-l dă găsiu! N-ai citit ce loc de găsiu, mă! A pus mâna de tâmpecului! Hai, ce-o gănușii! Maxima de aeronie! Ce facem surine mâine la nuntă? Mă, mâncăm, bim. Și tu când îi bate aia pe acolo. Ba, lasă. Nu e de la Maghiel, că e neamurile mele. Ăia e lui Giula, ăia e mare, de 2 metri. Ăia e de la Stella, păi sunt neamurile mei.
În neamul tău e aia? Da, neamul e mie. Cine, domnul Petronelu? Petronel, Pompilică, Elvis, Dorin. Dorin nu e, Dorin nu e. Da, unde e Dorin? În Germania vorbim eu. L-avem pe Nica, l-avem pe Elvis, l-avem pe... Da, mă. E Zerică, mă, cu noi acolo, mâine. Da, e și de veselul tot, și Mian. Da, vine Talibanul, fratele meu. Vine Talibanul, vine... Vine așa de la Chimian, mă. Avem oameni. Știi? Deci sunt frumos, mâine. E un pic am frig, dar... Lasă-mă, că dăm cu țuică fiartă, dăm cu vin. Știi? Și ne încălzăm acolo. Dar să nu te sucești până mâine, că eu mă duc singur. Băi, ești de bun în cap. Eu am venit explic din Anglia pentru nunta aia. Aaa, înseamnă că trebuie să primești sticle de amare de whisky. Păi, dar știi cum am venit? Am făcut programare pe 7, ca să vin exact, să pic la nuntă pe 10. Bă, fierbem un tuș acolo la nuntă de țuică fiartă. Ce bă, vin fiert. Ar trebui acum să pui și tu niște vin fiert aici, cu niște gutuie în el, cu niște scorțișoară. Da, gutuie în om. Poli! Du-te, ales tu niște un tuș, 5 kg de vin, niște scorțișoare și gutuie să-mi fierbim și noi vin. Hai așa. Da, și eu cred că suntem bă, suntem liniștiți acolo. Unde? Că nu mai bea nebunul ăla de Petronel. Nu, mâine cred că bea. Nu mai bea, nu mai, e pocăit acum, gata. S-a pocăit el? Da. Mă scrie la niște plătă. Bă, nema asta e pocăită. Dar el nu s-a pocăit omul, că lui îi place viața. E predat și el. Una e predat, una e pocăit. Da, dacă mă duc, își bag eu mâine. Își bag o singură de uisi pe gât, așa, știi? Merge și sora sa la el. Nu merge. De ce nu merge sora sa? Că... N-a capul o vlogul. Nu merge. Are treabă la port aici. Are treabă la port să facă bândăretele. Că trebuie să facem bândăretele tradiționalul, trebuie să pregătim... Păi și dacă nu mergi tu, oricum, care ești sânge din sângele lor, eu cu ce să mă duc? Cu ce eu să mă duc? Că merg eu. Păi nici tu nu ești sânge din sângele lor. Merg. Aveți o șatră, mă, care merge de aici, de la noi, din sânge. Cine merge? Păi Ionică. Bă, când ai avut un nunta, au venit aia de la Sfira la Chie. Eu mă duc datorită lui... Știi ce? Cui mă duc datorită? Cu Pompilică. Să nu se supără Pătrăniul, că e fratele meu și ăla. Mă duc datorită lui Pompilică și lui Elvis. Da. Și lui Elvis. Pompilică a fost, Elvis a fost. A fost, Elvis a fost băieții. Bă, venea și nebunul de Petronel, bă, dar nu era acasă, mă. A fost plecat. Era plecat în Belgia, nu știu unde era. Știi? Că venea și el, nu e vorba că... El nu e scârbos, așa, câteodată e... Mai diriu așa. Mai diriu, că vin nebunile lui. Apă, acela om, trebuie să-l iertăm și noi acesta om. Da, mă. Bă, da, fac eu, nu. Impat, acum se trezi. A? Leu, mai făcut pe la el? Nu, mâine, cred că... A? Dar Leu, ce-a mai făcut? Ce? Face lucrare la dinți. E acasă. Nu. Cu cine mai e el acum? Cu YouTube-ul! Cu TikTok-ul! Bă, la YouTube-ul ce? Doarme cu YouTube-ul? Nu. Cu cine e combinat acum? Singur și independent. Bă, să știi să-i spui să vorbească cu mine, că i-am găsit eu una la Grinjova. Acum îl sun. A? Acum închid vlogul. Acolo unde am fost eu în Anglia, acolo erau multe fete numai din Grinjova. Zi ceva atunci, transmite-l un mesaj pentru domnul Leo, că el se uită. Bă, nu pot să vorbesc eu, că mi-e rușine și tanga. Bă, nu ne vede doamna. Nu știu dacă... Nu. Dacă tu atunci mai bine nu ne băgăm, că am mai făcut tata o discuție să îi împace pe tata și pe doamna, pe Leo și pe doamna Anca, și s-au supărat fanii pe tata și au vrut să-i dea blog la canal. Bă, eu nu știu acum, eu am întrebat cu cine mai e Leo. Ori cu Anca, ori cu... Nu știu, nu comentăm. Dacă e cu Anca să fie sănătos, dar și mai bine să fie cu Anca, că e nevasta lui. Știi? Doamne ajută. Bă, nu știu acum, nu am vorbit cu el. Gata, dragi prieteni, revenim. Da. Revenim cu vinul. Poli, fii atent, ascultă-mă. Gutuie, scorțișoară și lămâie. Și lămâie, nu așa mi-aduci vinul și la rungi și pleci. Sunt cu mere facem vinul. Nu, eu vreau gutuie. Hai, revenim, dragi prieteni. Revenim, salutăm toți fanii. Alu, fane, să